în această săptămână la Mapamond creștin. În Iran, sute de oameni au murit în urma reprimării continue a poliției, sute de eleve sunt otrăvite cu gaze toxice și mii de oameni fug din Republica Islamică. Veți întâlni creștinii care sunt pregătiți să-i întâmpine cu Evanghelia. Scandal în cea mai mare denominație protestantă din America. Denominația Southern Baptist expulzează numeroase biserici. Vă vom vorbi despre decizia controversată care a produs indignarea. Biserici dărâmate și seminarii abandonate într-o țară considerată cândva una dintre țările cele mai creștine din lume. Veți vedea cum o trezire spirituală încearcă să salveze situația. Bun venit la Mapamond creștin! Acte violente zguduie Iranul. Sute de protestatari au fost uciși după ce poliția a reprimat femeile care încalcă regulile codului vestimentar islamic. Sute de fete au fost rănite în urma unor atacuri misterioase cu gaz otrăvitor în școli. În urma acestor evenimente, mii de iranieni părăsesc țara. Așa cum ne va spune Chuck Holton de la CBN, un grup de creștini din țara vecină, Armenia, îi așteaptă cu mesajul lui Iisus Hristos. A groundbreaking cultural shift is underway across Iran. În Iran are loc o schimbare culturală revoluționară. Luni de-a rândul, poliția a reprimat cu brutalitate protestele în urma cărora au murit mai bine de 500 de oameni. Eleve din sute de școli pentru fete au ajuns la spital în urma unui val de otrăviri. Frica și incertitudinea a constrâns oamenii să caute o cale de scăpare. Mii de oameni fug spre nord în singura țară liberă și democrată din regiune, Armenia. Au loc multe conflicte geopolitice globale în acest punct îndepărtat de trecere a graniței Iranului din spatele meu. Rusia face comerț cu Iranul. Multe dintre armele care ajung în Ucraina vin din această zonă. Apoi mai e Azerbaijanul care vrea acest coridor pentru a ajunge în Turcia și spre Occident. În mijloc se află Armenia, o țară mică, un loc sigur pentru creștini și alți iranieni care fug din calea persecuției din țara lor. For Christians and other Iranians who are fleeing persecution inside their country. Apoi mai e râul Aras care formează granița dintre Armenia și Iran și mai departe formează granița dintre Turcia și Armenia. Acesta e singurul punct de trecere între Armenia și Iran. Singurul punct de trecere prin care trec iranienii în Armenia. Prozelitismul e ilegal în Iran. Astfel, în calitate de creștin, nu poți merge în Iran în mod legal pentru a vesti credința creștină. Deținerea unei Biblii în limba persană e ilegală. Am aflat că persanii care vin în Armenia creștină vor să exploreze creștinismul, să găsească o biserică, o Biblie, să pună întrebări. Deoarece acesta este singurul punct de vedere, mii de oameni trec zilnic pe aici. Find a church, find a Bible, ask questions, and because this is the only border crossing end that they're able to, we find that thousands pass every single day. Cât de receptivi sunt față de Evanghelie? Cei care vin din Iran sunt foarte entuziasmați când întâlnesc un creștin pe care să-l asculte. Mulți, sute chiar, s-au întors la Iisus Hristos. Trebuie doar să audă mesajul. E nevoie de un predicator, de un evanghelist care să le vorbească despre credință. Ei sunt dornici să citească Biblia, deoarece ei nu pot deține o Biblie în Iran. Însă drumul poate fi riscant. Acest autobuz plin cu iranieni a luat foc în timp ce cobora de pe munte pe drumul accidentat spre capitala Armeniei, Yerevan. Din fericire, nimeni nu s-a rănit. Totuși, preocuparea e mare deoarece familiile celor care au trecut granița și care au rămas în Iran sunt în pericol. Cu 4 ani în urmă am fost bătută la Universitatea Shiraz din cauza hijabului, deoarece mi-am dat jos voalul. În Iran, femeile suferă foarte mult. Au loc multe violuri, hărțuiri. E ceva normal și nimeni nu vrea să înțeleagă că e vorba de viol, de hărțuire. Oamenii spun, ești femeie, trebuie să te supui. Pe măsură ce conflictele din Iran persistă, Jacob și echipa sa se pregătesc pentru un număr tot mai mare de refugiați care vor căuta refugiu aici. În timp ce Armenia se confruntă cu propriile probleme cu Azerbaijanul, crește numărul rușilor și ucrainienilor care ajung în țară, care fug de conflict. Indiferent de unde vin, Jacob și echipa sa îi primesc pe toți cu brațele deschise.
Rugați-vă ca Domnul să trimite oi de rătăcite din Iran în Armenia pentru a-l găsi pe el, pe bunul păstor al oilor, și ca el să-i trimită pe acești oameni în biserica noastră și în biserici ca ale noastre, care se ocupă de evangelizare. În Ucraina, bisericile, moscheele și sinagogile sunt bombardate, iar liderii religioși sunt răpiți și torturați. Toate acestea fac parte din eforturile diabolice ale Rusiei de a curăța țara de anumite grupuri religioase. Așa cum un promotor al drepturilor religioase a arătat, rușii folosesc chiar și termenul de desatanizare pentru a descrie planul lor. Desatanizarea înseamnă eliminarea diversității religioase înfloritoare a Ucrainei. Miercuri, membrii ai Comisiei SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională s-au întâlnit online pentru a sublinia modul în care invazia Ucrainei de către Rusia violează libertatea religioasă, mai ales în teritoriile ocupate de aceasta. Armata rusă a bombardat fără discriminare biserici, mănăstiri, săle ale regatului, moschee, sinagogi, cimitire și alte situri religioase. Soldații ruși au răpit și au torturat personalități religioase din cauza poziției lor de lideri. Cel puțin 8 tancuri rusești. CBN a raportat de pe teren atrocitățile comise în Bucha, lângă Kiev. George Thomas de la CBN a întâlnit creștini care au fost constrânși să se ascundă și să se roage în timp ce trupele rusești comiteau atrocitățile. Comandantul a spus că mă va forța să mă uit cum îi ucide pe alții, apoi mă va jupui de viu. 167 de ucrainieni creștini s-au ascuns în subsolul bisericilor când a început asaltul rușilor. Înregistrări video și poze obținute de echipa de știri CBN arată cum membrii bisericii se roagă, cântă și citesc scriptura zi și noapte. Anohim crede că Dumnezeu a curățat viața lor datorită rugăciunilor. Ne-a fost clar că Dumnezeu a vegheat asupra noastră. Totul a fost în mâinile sale. Așa cum Daniel s-a aflat în groapa leilor, noi am fost sub protecția lui Dumnezeu. Comunitatea evreiască ucrainiană e de asemenea vizată. Forțele rusești care atacă Ucraina au profanat memorialele Holocaustului și, din nefericire, au ucis supraviețuitori ai Holocaustului. Nu e vorba doar de Ucraina. De la începutul invaziei, Moscova persecută grupurile religioase. Șeful rabin al Moscovei, aflat în exil, a vorbit despre antisemitismul continuu cu care se confruntă evreii de acolo. Situația nouă pentru evreii din Rusia devine tot mai periculoasă. În septembrie m-am adresat evreilor din Ucraina și le-am spus să părăsească țara. Rabinul Goldsmith spune că 30% dintre evreii din Rusia au părăsit Rusia de la începerea războiului, iar 50.000 au emigrat în Israel. Recent, echipa de știri a CBN a mers cu un avion plin de refugiați ucrainieni și evrei care au emigrat în Israel cu ajutorul organizației International Fellowship of Christian and Jews. Fostul membru al Congresului, Frank Wolf, a recomandat trimiterea unei delegații la Moscova, delegație care să-l includă și pe Papa, pentru a pune presiune asupra liderilor politici și religioși ruși ca să pună capăt acestei persecuții. În Turcia, oamenii au o nevoie disperată de tratamente medicale după ce cutremurele devastatoare au rănit sute de mii de oameni și au distrus centrele medicale. Organizația lui Franklin Graham Samaritan's Purse a intervenit pentru a ajuta. Chris Mitchell de la CBN vine cu detalii din Hatay, Turcia. După ce două cutremure masive au zguduit Turcia în februarie, Samaritan's Purse a trimis unul dintre cele mai moderne spitale de campanie din dotare în zonele cele mai afectate. În cazul unui astfel de dezastru, timpul este de o importanță esențială. În câteva zile, acest spital a ajuns aici, în Hatay, Turcia, și a fost ridicat în mai puțin de 36 de ore, iar la o săptămână după cutremur era deja funcțional. Îmi place să spun că e ca și cum am zburat cu un oraș. Tot ce ducem în avionul nostru e gata să fie folosit. Aducem tot necesarul. Tot ce mai e nevoie e apă și motorină și, dacă nu avem motorină, știm cum să ne descurcăm. Scopul nostru este să ridicăm spitalul în 24 până la 72 de ore cel mult. Aceasta va fi unitatea de terapie intensivă. Specialistul relației cu media, Steven Snead, a pregătit cadrul pentru echipa de știri CBN. E mereu uimitor să vezi cum o parcare goală se schimbă într-un loc unde se salvează vieți, precum spitalul nostru de campanie de urgență. Potrivit lui Snead, spitalul a ajutat peste 1000 de pacienți.
Consultăm toți pacienții, femei, bărbați, copii, oameni cu infecții. În timpul cutremurului s-au rănit multe persoane și din cauza lipsei unui sistem de sănătate adecvat, nu au avut posibilitatea de a fi tratați cât mai repede posibil. Spitalul de campanie e ridicat lângă un edificiu cu 1100 de paturi, scos din funcțiune de cutremur. Acesta a fost principalul spital din regiune. Acum că nu mai e funcțional, tratăm toate nevoile medicale existente, indiferent dacă e vorba de hipertensiune arterială sau probleme respiratorii. Oamenii nu au acces la medicamente după ce casele lor au fost distruse. Așadar, vedem tot felul de cazuri. Spitalul are 52 de paturi, 4 unități de terapie intensivă, o sală de urgențe, o farmacie, un laborator și săli de operație, toate gestionate de o echipă de asistente medicale, de personal de susținere și de medici, ca de medicul de gardă Dr. Chris Brandenburg. Pentru noi e o binecuvântare să fim aici și să-i ajutăm pe acești oameni. Ei ne sunt foarte mulțumitori. Ei sunt mulțumitori organizației Samaritan Spurs pentru tot ceea ce fac, pentru că îi tratează pe acești oameni. E mare nevoie de îngrijire medicală și de traumatologie. Mai mult nici nu se poate. Ei oferă asistență medicală pacienților ca Hidayet, OK și Yusuf Khan. M-au ajutat mult. Nu mai văzusem astfel de tratamente. Mă simt revitalizat. Trebuie să le mulțumim tuturor acestor oameni, acestei organizații și spitalului. Președintele și directorul general al organizației, Franklin Graham, a venit să viziteze spitalul. E îmbucurător să vezi această echipă din întreaga lume, medici și asistente medicale, în numele lui Isus, care pot ajuta oamenii din Turcia. Sunt așa de mulțumitor pentru ajutorul primit de la guvernul turc și de la toate agențiile din Turcia. E o colaborare incredibilă. Tot personalul și toate facilitățile au un singur scop. E o oportunitate mare de a sluji în rândul oamenilor care suferă, să dăm speranță și să vindecăm. Graham spune că e important să ne rugăm pentru poporul Turciei. Ei suferă. Noaptea e încă frig. Ei suferă. Mă rog ca Dumnezeu să ne permită nouă și altora să salvăm vieți. De 19 săptămâni în Hammond, Louisiana, se desfășoară o mișcare de trezire spirituală. 34 de oameni și-au predat viața lui Hristos în prima noapte la Biserica Baptistă Vechiul Sion. În ziua a patra, sala a fost arhiplină. Evanghelistul David Harrison de la lucrarea Voice of Hope a ridicat un cor de 2500 de locuri. Potrivit organizației, până acum mai bine de 1300 de oameni l-au acceptat pe Iisus Hristos și multor altora li s-a schimbat viața. Slavă lui Dumnezeu! Cea mai mare denominație protestantă din SUA, Southern Baptist, a expulzat recent numeroase biserici. Printre ele se află și biserica Saddleback, deoarece pastorul este o femeie. Așa cum ne va spune Charlene Aaron de la CBN, liderii bisericii au opinii diferite legate de acest subiect. Comitetul executiv al denominației a convocat biserica Saddleback și fostul pastor Rick Warren, deoarece au o femeie pastor. E vorba de Stacy Wood, soția pastorului coordonator Andy Wood. E o problemă care a generat multe discuții atât din partea susținătorilor femeilor care predică, cât și din partea celor care se opun. Am fost botezată cu Duhul Sfânt la vârsta de 7 ani, într-un cort în cadrul unei treziri spirituale de modă veche. Am predicat pentru prima dată la vârsta de 9 ani la un serviciu pentru tineret. La vârsta de 30 de ani, Sharon Hardy Knotts de la Faith Tabernacle din Baltimore a fost hirotonisită. An de-a rândul a predicat la un radio creștin împreună cu tatăl ei, răposatul R.G. Hardy. Recent, în cadrul emisiunii Prayerlink de la CBN, a vorbit despre vremea când nu i s-a mai permis să predice la radio deoarece e femeie. Predicam la radio de mai bine de 2 ani. Într-o zi m-a chemat reprezentantul postului de radio și mi-a spus că are vești proaste pentru mine. Mi-a spus că îmi vor interzice să predic la radio deoarece nu cred că locul femeii e la amvon. E opinia multora din biserică, printre care și a pastorului John MacArthur, de la Biserica Comunitară Harul din California, care citează 1 Corinteni 14 pentru a-și susține punctul de vedere. Versetul 35, în ultima parte a versetului, căci este o rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Mesajul nu e ambigu, e clar, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. E o interdicție absolută.
Pastorul Joel Rainey, de la Biserica Southern Baptist Covenant, din Shepherdstown, West Virginia, e de acord că femeile nu ar trebui să conducă biserici. 1 Timotei 2 și 3 trasează foarte clar limitele legate de anumite poziții, mai ales în privința poziției de pastor. Credem că această poziție se limitează la bărbați calificați din punct de vedere scriptural. Însă pastorul Rainey crede că Biblia susține chemarea femeilor să predice și să slujească în alte roluri. Ele proclamă Evanghelia în calitate de diacon și slujitoare în diverse situații. Pot mentora și instrui alți lideri, printre care și bărbați tineri, și ocazional pot predica în fața întregii congregații. Controversele din cadrul Bisericii Southern Baptist au început în 2021, când fostul pastor Rick Warren, de la Biserica Saddleback, a hirotonisit 3 femei în poziția de pastor. Într-un podcast recent cu Russell Moore, redactor șef la Christianity Today, Warren a recunoscut că și el, la rândul său, a crezut cândva că femeile nu ar trebui să fie pastori. M-am pocăit când m-am uitat la Marea Trimitere. Nu e vorba doar de bărbați hirotoniți pastori, e pentru toți. De ziua 5 zecimii, femeile au fost în odaia de sus. Știm că femeile au fost umplute cu Duhul Sfânt. Știm că femeile au predicat în limbi pe care unii oameni nu le cunoșteau în fața unei audiențe mixte. Știm că au fost și femei, nu doar bărbați. Între timp, pastorul Sharon, care a preluat conducerea după moartea tatălui său, spune că în timp ce controversa legată de femeile pastor continuă, ea va rămâne serioasă și credincioasă. Ungerea e grăitoare. Rămân în continuare statornică, neclintită și voi abunda mereu în lucrarea Domnului și voi face totul din toată inima și cu smerenie. Irlanda a fost cunoscută cândva ca una dintre țările cele mai creștine din lume, însă în prezent puțin mai frecventează biserica. Acum se ridică o nouă generație de lucrări pentru a duce Evanghelia înapoi pe insula de Smarald. Dale Hurt de la CBN vine cu detalii din Dublin. Dacă ar exista un simbol pentru starea credinței creștine din Irlanda, ar fi acesta. Biserica Buna Vestire din apropierea capitalei Dublin, care e una dintre cele mai mari biserici din Irlanda și care urmează să fie demolată, motivul fiind numărul mic al credincioșilor care o frecventează. Oricine din Irlanda cu vârsta de peste 50 de ani își mai aduce aminte de o țară în care aproape toată populația frecventa biserica. Însă astăzi ei trăiesc într-o țară în care, în unele zone, aproape nimeni nu merge la biserică. Credința creștină care a predominat în Irlanda timp de secole a pierit cu o viteză surprinzătoare. Așa cum spunea un lider, în prezent, pentru irlandezi Dumnezeu a devenit irelevant. Oamenii au părăsit biserica și mai mult, Irlanda a legalizat căsătoria între persoanele de același sex, avortul și au ales un prim-ministru care se declară în mod deschis homosexual. Nick Park este liderul Alianței Evanghelice din Irlanda. Vorbim de o religie culturală. Ești catolic pentru că ești irlandez, cei doi termeni fiind considerați sinonimi. Am fost o biserică foarte arogantă. Paddy Monahan ajută la conducerea inițiativei evanghelice catolice. Din nefericire a fost nevoie de 2 referendumuri pe care le-am pierdut. Unul legat de căsătoria dintre oamenii de același sex, iar celălalt legat de avort, pentru a dovedi bisericii catolice că e o biserică aflată în minoritate. Biserici abandonate, unele seminarii catolice aproape goale. Un cleric a scris că s-a pierdut bătălia pentru credință în Irlanda, însă se ridică o nouă biserică. Aceasta e cea mai mare biserică din Irlanda, o biserică penticostală română. Închinătorii bisericii Betania au venit în Irlanda pentru a găsi un loc de muncă, însă acum au înțeles că au fost trimiși în Irlanda ca misionari. Biserica Betania a devenit neîncăpătoare și în prezent se ridică prin credință o nouă clădire de 8 milioane de dolari care va găzdui 1500 de închinători. M-am întâlnit cu 2 dintre păstorii bisericii în timp ce clădirea se afla în construcție. Ne rugăm pentru această țară și postim pentru ea. Planul lui Dumnezeu pentru noi este să fim o binecuvântare pentru această țară, pentru a aduce tot mai mulți oameni la Dumnezeu, pentru a-L cunoaște și pentru a fi mântuiți în această țară, deoarece Dumnezeu iubește Irlanda. Acum înțelegem că Dumnezeu are un plan mai măreț pentru noi, acela de a vesti mesajul său și lucrările sale împărătești pentru această țară. Betel, o altă biserică penticostală română, e de asemenea printre bisericile cele mai mari din Irlanda.
Păstorul Bisericii Betania, pastorul Jurșa, își amintește când națiuni precum Irlanda trimiteau Biblii în România comunistă. Acum, acele Biblii se întorc. Bisericile africane cresc și ele. Biserica creștină nigeriană, răscumpărată a lui Dumnezeu, a deschis peste 100 de biserici în Irlanda cu mii de membri. Deși majoritatea irlandezilor au respins biserica instituțională, potrivit sondajelor, mulți cred în bazele Evangheliei. În rândul tinerilor irlandezi, în jur de 70% cred că Iisus a înviat din morți. Ei cred în rai și în iad. Ei cred că Iisus este întruparea Fiului lui Dumnezeu. O mare parte dintre credincioși cred în adevărurile Evangheliei. Son of God. So you still got these very high rates of belief in the facts of the gospel. Când am fost sufocați de religie și instituționalism, nu exista prea multă viață. Acum, aceste două instituții se prăbușesc. Am ajuns în țara oportunităților. Monahan susține că Duhul Sfânt lucrează și în unele biserici catolice. Are loc o trezire spirituală în această țară. Unii preoți devin creștini născuți din nou, sunt umpluți cu Duhul Sfânt și primesc viziuni legate de diferitele posibilități. Există o moștenire spirituală în această națiune, pe care dușmanul Satana încearcă să o distrugă, însă țara se va ridica din nou. Irlanda a fost cândva un teren de misiune, după care a devenit o bază pentru misionari, iar acum a devenit din nou un teren de misiune. Vedem o dezvoltare rapidă a creștinismului, însă cred că darurile și chemarea lui Dumnezeu necesită pocăință. Irlanda a fost chemată să trimită misionari și își va îndeplini misiunea din nou. Un bărbat, considerat cândva cel mai mare evanghelist din Regatul Unit, a câștigat premiul Oscar săptămâna trecută. Artistul Charlie McCarthy, care din ateu a devenit credincios, a câștigat Oscarul pentru scurtmetrajul său Băiatul, Cârtița, Vulpea și Calul. Scenariul scurtmetrajului animat se bazează pe binecunoscuta carte a lui McCarthy. Artistul a spus echipei de știri CBN în 2015 că Isus i-a prezentat lumea artei și i-a deschis ochii pentru a vedea frumusețea în oameni. Unul dintre țelurile lui McCarthy e să le reamintească necredincioșilor faptul că sunt văzuți și iubiți. Emisiunea Mapamond Creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, la secțiunea de știri creștine, pe canalul de YouTube principal Alfa Omega TV, pe canalul de YouTube de știri Alfa Omega News, pe Facebook Știrile Alfa Omega și pe TikTok Alfa Omega News. Sunt Codruța Burghelea, vă doresc o săptămână plină de biruință și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe data viitoare!